Salutare, prieteni, bună dimineața. Uitați, suntem la Strehaia. Eu și cu patrona în curte, pentru că nu mai e nimeni. Și patrona pregătește micul dejun. Este ceasul 8 dimineața. De la 8 dimineața am pace grătar la micul dejun. Patroană, ia vino încoace. Ce faci acolo? Ai pregătit carnea? Da. Dar ce punem pe grătar? Un pui. Un pui. Am crezut că pui o oaie. Oaie. Am crezut că pui o oaie. Dar ce faci? Ce faci acolo? Este oavă în tigaie, dar nu mai e bucelie. La micul dejun. Nu mai e bucelie. Și ce faci? Ha? Păi o pui așa pe grătar acolo, tigaia. Da, pun așa. Pun un micul jumătate oavă în tigaie brânză. Și puiul mai târziu. A, păi de ce faci focul de la 8 dimineață? Fie făcut. Păi faci focul aici pe grătar și pui... Da. Deci faci focul pe grătar și pui... tigaia. Da, nu mai am butelie. Da, așa. Vezi că ai găsit butelia, invenție. Cum, eu nu știu, dar... Știe patrona, prieteni. Da. Patrona știe. La tineretul. Eu fac din puțin, fac mult. Ce faci? Faci ouă în tigaie? Ce ouă, faci? N-am gândit de ce ouă. Faci de aia mană de la Dumnezeu sau ochiuri? Ochiuri, Păi du să faci în tigaie de asta ochiuri. Ei, lasă-mă. Atât ulei. Lasă-mă. Că ne dai ulei să mâncăm dimineață. Vedeți, prieteni, cum prepară patroana micul dejun. Micul jun, cum spune ea. Eu am o problemă cu ochiul, nu prea văd bine. Mai veniți pe mine, că vin acolo. Nu vrei să mai vadă prietenii și fanii tăi? Uitați aici ce are pe masă la micul dejun. Telefoane, cabluri, puși, pistoale. Patroana de la Strehaia. Da. Uite, patroana aduce acum. A adus sorul meu astea la doi puieri. Cine a adus? Da, doi pui adusă, dar dacă era scandalul... Da, vezi, problema e dacă n-ai și tu, n-ai o noră, n-ai nimic să te ajute, patroana. Ho, nu blestema, că eu nu te întreb ca să blestem. Lasă-le, că nu mai am nevoie. Dar dacă era o nuroră, nu... Am muncit eu toată viața mea și n-am murit. Mi-a spus Anca că am băut 3 stiche de vin, prieteni. Păi băuși tu de bucurie că am venit acasă. Am băut 3 pahare. Cam... Am venit. M-a făcut prieteni. M-a făcut de râs, vreau să spun astăzi, să dovedesc cu Marco. Ho, nu mai spune. Am o femeie patroană. Am oameni. Eu n-am dat ea minte, eu minciunoasă, e perversă. Patroană, nu mai vorbi. Patroană. Patroană, nu mai vorbi, te rog frumos. Nu mai vorbi despre Anca la mine pe vlog, prinde. Da? Alo. Nu mai vorbi, gata. Lasă-mă de dimineață. La mine. Amințit, te-a spus eu să dormă pe cor? Să jură ea pe capul. Păi nu, dar spune cum e la noi la țigani, spune-le și la lasă-mă. Prietenii noștri ca să înțeleagă. Că mintea e perversă, fanele lor, unde o crede și prinde ea. Să-i trămeată 1000 de euro dacă le pare rău de ea. Să plătească curentul pentru singură persoană într-o cameră. Plătește sute de milioane, că n-are cap să se ducă la un jurist. Să ia ea inghii și dracurin să le ducă la uzână. Dar lasă de ea oamenii, de-i pune la inghii și îi pune sute de milioane. Hai, gata, lasă-o pe Anca. Plătește ca nebuna. Lasă-o pe Anca, unde te duci? Nu faci micul dejun aici, hai. Ce ai adus aici la micul dejun? Bun, ai adus puiul. Bun și puiul ăsta la micul jun. A zis că aduce ouă, prieteni, și de-asta, pentru micul dejun. Ia să vedem dacă tigaia ei s-a făcut. S-a făcut uleiul. Patroana, adă ouăle. Vedeți, prieteni, cum pregătește patroana? Dar nici fetele ei nu e niciuna, nici Luci, nici Olga, ca să o ajute. Și Luci și Olga sunt plecate acasă la casa lor, dar
O să fac judecată țigănească săptămânile astea, să mai... Și vreau să iau pe sora mea înapoi de la tantiț. Deci pe sora mea mare, pe Luci, vreau să o iau la mine înapoi. Lasă să nu me lasă eu pe tantiț, de ce să stea sora mea la el, să-i muncească, să-i... O iau înapoi pe sora mea, pe Luci, patroană. E patroană, dar o iau înapoi. Patroană, ai văzut, muncește și la noi și la ea. Și nu plânge, ca asta, ca ta din casă, ca... Da. Am înțeles, dar acum ce să ia acolo? Wow. Da. Și ce face acolo? Ce e la cașcaval? Cașcaval, uite. Oh, de unde? Așa nu putem să-l mâncăm. Păi, dar de ce nu? Păi nu așa. Da, de ce ai mai pus ulei în tigaie? Dacă aveai cașcaval? Păi ce face? Puneai direct cașcavalul. Nu. Tu n-ai mai văzut așa ceva? N-am văzut. Eu fac un știu. Și păi și cu puiul ăsta constit? Da, chiar făcut constitul, patroane. Nu, brânză trebuia să pui cu ouă. Ăsta fără separat. Ce? Nu pun cașcaval. Brânza e cu mană de la Dumnezeu. O, ars tigaia, prieten. Ia să vedem cum face patroana. Dar eu și bucăți mai mici. Asta așa mare. Nu așa mare. Dacă nu poți să stai face... mâna pocită, ca ta. Ia de la mine. Mană de la Dumnezeu. Asta e ca omleta, prieteni. Deci e brânză cu ouă. Să vedem. Bine, ca la țară facem aici. Asta e. Are și brânză aici, nu știu ce brânză e asta, patroană. Ce brânză e asta, patroană? Feta. Feta. E brânză feta. E brânză feta, prieteni. Și asta prepară patroana dimineață. Patroană, pregătește ouăle alea, hai. Hai că se... Uitați, face patroana ouăle. O, bravo, la cea undă ăsta mare. Și ouăle se bagă acum, dar e prea mult ulei, dar... Asta e, dacă e prea mult ulei. Patroana, și mai bagi apă ceva în ele? Nu bagi apă. Nu, ca să le mulțim. Păi ca să le mulțim, patroană. Ia vedeți, prieteni, ce face patroana aici. Asta se cheamă mană de la Dumnezeu. Deci chiar vă rog să... Cu ce-ai făcut, le negri? Să faceți și voi cu ce le-am negri. Dar ce-ai făcut? Să nu mânge pe tigaie. Lasă, că a sărit puțin pe ele, dar n-are nimic. Mană de la Dumnezeu, prieteni. Asta e mana de la Dumnezeu. De asta mâncam de mult, îmi făcea patroana. Vedeți, brânză cu ou. Era sănătate. Era? Vedeți, dar e prea mult ulei în ea, prieteni. E cu prea mult ulei, dar așa fac, așa se fac țiganii la Strehaia. Așa fac eu omleta. Și ouă mai e, patroană? Mai e. Mai e ouă? Mai e. A, să ne mai faci și niște ouă, ouă. Dar niște ouă ne faci când? Mâine dimineață. Da? Așa pregătești, uite, a inventat patroana aragazul și butelia. Lasă că trebuie să întorc inele. Nu mai pun nici eu să vorbesc ce spun. Stai. Păi nu, dă-i așa, vină cu o lingură și întoarce-le acum, patroane. Vină cu o lingură și întoarce aici. Că așa se cheamă, mană de la Dumnezeu. E, vedeți? Vedeți, prieteni, vă place? Chiar vă invit și pe voi să faceți. Mare de... Faceți așa la șatră aici, Amuzalin, că numai să nu stă nimeni în șatră. Să stă el să mănâncă combos la București. Taci din gură, nu mai vorbi. Că dacă nu mi-ai place în șatră. Nu mai vorbi acum. Patroană? Da. Ia spune aici. N-ai luat lingură să mese. Și amestecă cu târnacul poți. Cu paleta asta poți să întorci. Vedeți, patroana...
amărâtă da. Și ea, prietene. Nu ajută fetele, nu ajută nimeni. Nevoie de nimeni. Trebuie să iau onoră la urs. Ce onoră? O iau onoră pentru urs. Ia o menajeră. A, o menajeră? Da, da, trebuie să ai grijă și de copii și de... Păi de ce nu ai întors-o așa și gata, mi-ai pus-o... Aici, în parcurie. Mi-ai pus-o în parcurie. Da. Uite, ce ai neghit-o? Ce ai făcut? Ce i-am făcut? Nu i-am făcut nimic, așa e și cu negreala. O mâncăm și așa cu negreala. Dar cu masa asta, uite, n-am curățat-o, cum o mâncăm pe masa. Mâncăm și așa. O mâncăm pe masa elaltă, uite, că acolo. Că făcea Olga, ne-a ajutat, a gonit toți pe Olga. Da. Uite, fără untură acum, gata. Da? Fără untură. Da, patrona, da. Ce mai pui acolo? Da, mai pui niște ouă? Da, a, niște ochiuri. Lasă acolo, că pui în aia. În asta? În aia, da. De ce? Du-te și adă ouăle. Cum să arunci? Nu mai pune ulei mai mult, că e destul. E suficient. Patroana, ți-a spui la panii tăi de omletă asta, să facă și ei? Acum fac altă omletă cu cașcaval. Mie îmi place cu cașcaval. Păi nu mai fac omletă, că m-am săturat de omletă acum. Mie îmi place cu cașcaval. Ar trebui să faci niște ouă ochiuri, dar tu știi să faci ouă ochiuri. Fac la urmă. Fac cașcavalul, că mie îmi place de asta. Așa se face cașcaval pane, dar fără făină. Da, eu nu pot să mănânc cașcaval fără... Dar facem cașcaval pane, deci fără făină. Da. Doamne, eu n-am mai văzut. Invenția lui patron acum dimineață, cum a inventat focul cu grătarul. Și cu tigaia, nu vedeți cum e? Tigaia e pentru grătar. Nu știu cum a inventat patrona. Patrona, a, să mai oprești mie două, trei, ca să faci și ochiul. Îți fac, îți fac. Da? Da. Că tu tot le faci de asta, omletă. Mai pune dacă mai vrei. Mai pune, da. A, câte ouă ai băgat? Îți zi rețeta. Adică a băgat 3 ouă și o tigaie de cașcaval, prieten. Și în loc de făină, bagă peste ele ouă. Deci bagă ouă peste ele. Oh, ai și bun, patroană. Arată bestial. Aș mânca o bucată din tigaie de aici. Mi s-a lăsat gura apă. Dar eu nu mai pot să mănânc, patroană, știi? Că nu mănânc grăsim și mi-ai băgat ulei dimineață. Ai băgat prea mult ulei. Uite, deci tu mi-ai băgat mai prea mult ulei. Ha? Mană de la Dumnezeu, prieteni. Ia uitați, iară, mană de la Dumnezeu. Asta e mană. Asta e omleta. Nu omleta, asta e cașcavalul pane făcut de patroană. Ați văzut și voi rețeta? Asta e rețeta de cașcaval pane. Da, este un cașcaval foarte bun. Ce ai făcut, patron? Ai spălat acum castronul? Da, uite, o să punem să mâncăm pe masa asta aici. Da? Da. Punem aici, nu mai punem acolo, că e prea multe. Sunt prea multe lucruri pe ea. Și puiul când îl facem? Îl facem mai târziu sau îl punem mai târziu tot acum? Să vină bucătarul, că n-a făcut el, s-a îmbătat și el și ăla între bucătarul. Da? Ciorba de varză și grătarul. A, era bună ciorba de varză, mai e în ea? Păi da, de unde? Să mai fac alta astăzi. Bucătar? Da. Am înțeles. Ia să mă vedeți și pe mine, prieteni. Stai să iau asta. Așa. O, s-a făcut patrona. S-a făcut cașcavalul pane. Sau e omleta pane. Deci asta e omleta pane, prieteni. Nu? Da. Deci omleta pane făcută de patrona de la Strehaia. Zic că panii, văd cum a inventat-o aici. Știe, panii. Vedeți, inventează focul. Mie îmi place țărănește așa. Țărănește, prieteni. Și nu eram bolnav, nu să-și ia operație, nu să-și ia boală. Mâncam la munte, vedeam, puneam cort, aveam copii mici. N-aveam balamucul. Pe cine, lor, care copii n-aveam aveai mici? Care copii? Nu să nici suna. Care copii aveai, aveai mici? N-aveam lor, tu erai Luci. A, înțeles. Olga. Nu aveam supărările astea. Eu sunt băiatul lui patroană. Dacă mai am nurori, am numai supărări. Mi-aduc picaz în casă. Lasă patroană, nu mai vorbi acum, că acum mâncăm, facem de mâncare.
Nu mai căuta. Nu mai căuta ceartă dimineața. Sunt oațe în casă, oațe și minciunoase. Auzi ce-a mințit asta, că am zis să doarmă pe covor. Pe așa să doarme la mâine. Că Dumnezeu de sus, că Dumnezeu patroană. Că nu, eu nu i-am spus să doarmă cu nu. Tine. A spus să ia hainele, să ia medicamentele, să aibă grijă. Nu am spus să doarmă cu tine, că nu trebuie să ia dormit. Nu, patroană. Ea doarme cu cine nu, poate. Dar la noi, la țigani, se doarme pe jos. Și ai spus să doarmă pe jos, pe covor. Ce? Ce ai greșit în treaba asta? Da. Nu? De unde să mai aduc farfurie? Pun aici. Nu mai e farfurie. Mâncăm din tigai, da. Stai, dar pune ceva pe masă. Nu pune așa. A, pui toată farfuria aia, da. E așa bine. Am făcut cu tata tău odată și mi-a dat cu farfuria în cap. Ai făcut-o cu ce? Cu cartofi? Cu cartofi, că n-aveam tigaie. Ce, mergea? N-aveam tigaie. Mergea, prieten. Au, a stărit pe ea. Eram cu portul și n-aveam tigaie. Da, prieten, arată bestial, pe bune. O să vă spun și ce gust are mai târziu. Că în câteva minute o să mâncăm și noi. Și uitați, asta a făcut-o pentru mine, toată omleta asta, patroana. A făcut-o pentru mine. Unde te duci, patroană, cu aia? Ah. Lasă-mă să o spăl. Aoleu, cum o speli tu? O spăl aici. Vedeți, prieteni? Așa se face la țară, la noi, prieteni. Așa se face la țară. Vedeți? A făcut patroana omleta pane. Deci făcută de patroană. Și acum face ouă ochiuri. Gata, acum facem... Să aduc uleiul. Pune pe... să se facă prima dată... Doamne, așa speli tigaia? Mama, nu pot și eu, sunt bătrân. Așa se face, să prieten. Să prinde atacă de stând, de stând, de plimbat, să prinde că e amărâtă și prinde și panii de ea. Unde e uleiul, patroană? Da. Că nu e aici. Nu. Uleiul, prind pâine. Prinde panele ei care sunt da, aia vezi, care înșeală bărbații. Uleiul și pâine dacă e. Panele lui Anca care înșeală bărbații și bate joc de bărbați, o prind pe Anca. Nu mai vorbi de nimeni, patroană. Nu mai vorbi. Uite, ouăle, deci ouăle, nu ne mai zic nici ouă, ouăle, cum ne zice patroana, ouăle. Uitați să mai vă arăt cum arată așa, omleta asta, pane. Omleta, pane, mană de la Dumnezeu, dar e plină de ulei, prieteni. Mi-a făcut patroana, e porția mea. Uite cu patroana, dar muncește, săraca, mie îmi pare rău de ea. Uitați, uite cum muncește patroana ca să facă... ca să facă dimineață micul jun pentru mine. Ia două, trei ouă, patroană, nu mai fă multe. Ia să vedem acum ce mai aduce patroana. A pus tigaia pe foc, a pus uleiul, ca să vedeți și voi. Dar tigaie, nu vezi cum e, tigaie în grătar a pus pe... Uite, a venit acum cu ouăle. A venit cu ouăle. Și asta este, prieteni. Lasă, mai să încingă puțin ulei. Care vă pare rău de Anca, îmi pare rău că vă vorbesc urât, dar n-ar trebui. Nu mai vorbi dar deloc. Dar nu trebuie că e șmetere, pe verse, farfurie cu două piață. A spus că i-am dat eu cu sticlele, că am martori români care a fost la masă. O, gata, taci din gură, patroană. Că n-am zis, am hai, zis de ce dă telefon. Patroană, pă, ouăle, gata, lasă, nu a mai vorbi. A zis că de ce dă telefon la poliție. O, vedeți ce face patroana, prieteni. Zic, de ce dai telefon la poliție să o faci pe Olga? O, bine, bine. Pentru Olga, că ea s-a luat cu Olga, dar nu știm de ce să luară, că nu știu. Că Olga era în puișor, ea era în bucătărie. Shit, patroană, nu mai vorbi. Lasă, vedem și noi că sunt ouăle astea, uite. Mă, Doamne, ce s-au făcut. Unde-i paleta? Hai, patroană, că trebuie să vii să... să le întorci. Așa se fac ouăle la strehaia, prieteni. Le face patroana la jarul de grătar. Patroană, hai, vino să întorci. Nu știu asta, pâine. Ce? Lasă că vedem după aia de pâine.
Vino și toarce, că se fac prea rău. Se fac prea rău, lasă cârpa. Și să retorci. Știi? Să întărească. Sau te ajut. Păi lasă-le așa mai moi. Să întărească. Și asta este, prieteni. Și m-am supărat că de ce dă telefon la poliție. Că noi suntem sături de poliție. Să mai aduci poliția peste noi, o să o ia pe Olga, aducea. Și m-am dus la ușă, că ați văzut. Hai, gata, nu mai vorbi. M-am dus la ușă și i-am spus, de ce am că... O să închid blogul, prieteni. Multe prostii și te-am iertat. Patroane, nu mai vorbi. Nu ți-e rușine de Alin, taci din gură. Am zis, ai făcut multe prostii și te-am iertat. Și te-am ascuns să n-audă leu, tot ca să mai stă cu tine. Taci, nu mai vorbi, patroană. Las-o așa, gata, nu mai. Fără de mâncare, să mâncăm ouăle. Vedeți, prieteni, astea sunt ouăle. Cum zice patroana, ouăle. La ouă zice ouăle. Chiar mă bucur că mi-a făcut, uite, micul dejun dimineață. Da, l-a făcut plin de ulei. Plin de ulei a băgat în ouă. Bine, mănânci, dacă nu, duce-și tu la Comboș. Nu mă duc la Comboș, patroană, mănânc aici. Nu pot să fac aici, fără ordine, uite, că nu pot eu să fac ordine. Aduc gata, prieteni, să avem poftă bună, vă mulțumim. Sănătate, gata, prieteni. Vă pup.